În fiecare an, pe 23 ianuarie, se sărbătorește Ziua Internațională a Scrisului de Mână, dată ce ne aduce aminte de frumusețea și unicitatea caligrafiei. În același timp, scrisul de mână al fiecăruia spune extrem de multe despre personalitatea noastră. Poate pentru că este cel mai frumos scris. Să nu uităm să scriem de mână și ne dezvoltăm abilitățile mâinii. Odată cu scrisul. Este foarte important. Copiii când învață să scrie, tocmai își dezvoltă aceste capacități, această abilitate a manualității mâinii, mâinilor. În primul rând pentru că scrisul de mână activează foarte mult creierul și pentru că dezvoltă inteligența și ne învață mai ordonați decât să folosim tastatura. Consider că e mult, mult mai bine să scriem de mână decât să folosim tastatura. Scrisul de mână este cu atât mai important cu cât în era tehnologiei, tot mai puțini oameni folosesc acest mijloc de exprimare în detrimentul celui digital. Slătinenii spun că este important ca oamenii să nu neglijeze acest obicei și să știe să scrie corect de mână. Să vadă și tineretul, cum am văzut aseară la spectacol, că a fost spectacol seniorii. Să vadă și tineretul, că tineretul în ziua de azi nu mai face ce face și gata. Să vadă de la bătrân, să ia ăsta, exemplu de la bătrân. Trebuie să facă mișcare, să iasă în aer liber, să mai citească o carte. Deci nu numai calculatorul și televizorul. Pentru că este foarte important să trimitem scrisori pentru persoanele drage, bunici. Pentru că tehnologia o să dispară la un moment dat, așa trebuie să păstăm tradițiile vechi. Mi se pare mai ok așa. Pentru dezvoltare mentală. În mare parte pentru dezvoltarea mentală, dezvoltarea mâinii și să nu uităm buna dezvoltare. Ziua scrisului de mână a fost inventată în 1977 pentru a păstra această artă și în ziua de astăzi.